Bună ziua! Ce avem nou Bună la ziua! București? Sau tot preocupat de La Moldovești? București, aici am înțeles că au numit ministru sănătății nou, o doamnă tinerică, m-am înțeles, n-am văzut-o, n-am. Dar aici spun că ea ar fi trebuit să mai lucreze în alte domenii, poate fi șef de secții, de direcții la minister. Ei, a Deci, fost șefă de spital pe la Oradea, nu știu pe unde. da, știi dacă a fost de la șeful de spital, mă Spital rog. privat, clinică privată, și nu știu ce fel de șef a fost, că avea salariu minim acolo și ea și soțul 1700, nu știu cât. Păi, iată, deci Evaziune fiscală, ce probabil. înseamnă spital privat? Doamne ferește, eu cred că, mă rog, eu în ultimul timp, iată, jumătate de an, am umblat prin vreo 5 spitale. Am fost inclusiv două private și vreo 3 publici. Și e, Doamne ferește, eu am obosit, știi, mai mult de a umbla prin spitale, deoarece ca să nimerești te duci la un medic, ei spun că la spital. Medicul de familie îți dă trimitere, da? La medicul care consider că Specialist, e, da. da, specialist. Mă duc la specialist, trebuie, până să ajung la specialist, trebuie să stau în rând la triaj. La triaj pot sta și 2-3 ore. Am stat la un spital 3 ore jumătate ca să ajung în camera de gardă. La camera de gardă, deci am stat o oră până a venit specialistul. Specialistul m-a consultat și mi-a indicat ce analiză trebuie să dau. Analizele mi le-au luat. Domnișoarele, infermierele acolo repede lucrează, mi le-au luat. Am ajuns la orele 18 sau 19. Medicul care m-a primit prima dată a dispărut. În locul lui a apărut alt medic. Adică am înțeles, s-a schimbat asta, tura, cum zic ei. A venit alt medic, deci a întrebat ce e cu mine, deci mi-a spus cam care e rezultatul unor analize, mi-a spus să aștept și rezultatele celorlalte. Și pe la ora 10 a dispărut și el. 10 noaptea. Eu am venit la spitalul ăsta la ora 11 ziua. Era aproape 12 ore am stat. La ora 10 jumătate vine medicul și îmi spune că eu nu pot hotărâi ce să fac cu mine. Adică să-mi dea drumul acasă sau să mă interneze pe mai mult timp la spitalul respectiv. Dar eu ce să fac? Trebuie să stai în fotoliu la noi toată noaptea aici și până dimineață noi o să hotărâm când o să vină și ceilalți medici și am mai să chipui. Eu am așa Era cum... legat de COVID, nu puteau să-i Nu, diagnosticeze, nu știau în ce secție se bage sau de ce. nu, nu, nu. Era legată de bolile mele. Eu ți-am spus că am mai multe boli și iată de ce... Și eu am fost nevoit, dar eu nici de cum nu puteam sta pe noapte acolo. Deci eu am nevoie de confort. Deci mă feresc de tâmpiții ăștia care vor să mă pună cu orice preț la pușcărie, deoarece dacă eu ajung la pușcărie, pentru viața mea este în primejdie directă. Și iată, de ce eu am plecat acasă? Și iată, după atâtea, dar până la urmă m-am ales cu nimic, deci a fost nevoit tot să încep de la început. Asta deci e o problemă care putem discuta pe alt temă. Eu n-aș vrea să discut COVID-ul ăsta și toate astea, deci eu am poziția mea, deci iată, ce vreau să spun? Eu vreau să spun ca să nu ne batem de la... Că noi, data trecută, am discutat de situația din Republica Moldova, mi-a fost, știi, pentru mine o noutate că Parlamentul a decis să o demită președintele Curții Constituționale, deci și iată, vreau să spun că sunt foarte bucuros că în sfârșit am auzit-o pe doamna Maia Sandu vorbind pe un ton mai ferm. A spus că deci a dat dispoziție să fie păzit Curtea Constituțională, să fie păzit judecătorii Curții Constituționale. Nu va admite ca noul ales ilegal Lupașcu în funcție de membru al Curții Constituționale să intre în incinta Curții Constituționale, ceea ce este corect. Și a dat de înțeles că domnul Lupașcu, spre deosebire de deputați, poate deci avea probleme foarte repede, probleme penale.
poate să nu ajungă, în loc să ajungă la Curtea Constituțională, poate să ajungă în altă parte. Și eu sunt absolut de acord că domnul Lupașcu trebuia tare bine să știe că poate să ajungă repede în loc la Curtea Constituțională la arest cel puțin preventiv. Deoarece eu vreau să le atrag atenție cetățenilor și mai Sandu și la toți, că mai Sandu este comandant treaba forțelor armate. Ea poate cere și ajutor armat de la alte țări, dacă în caz de ceva, cineva acolo încearcă să întreprindă o rescoală armată sau mai știu eu ce acolo. Deci cu președintele țării nu trebuie să te joci cu, dar numai dacă ea are o poziție fermă sau el are o poziție fermă. Deci ea, eu cred, sunt iată, foarte bucuros că sunt, deoarece sunt convins că în timp apropiat în Republica Moldova Parlamentul va fi dizolvat, în timp cel mai apropiat, cred, și vor fi alegeri anticipate. Când acolo? În iulie, în august, domnul, azi am auzit Usată, pe domnul Renato Usată, că alegerile vor fi în iulie. Să dea Dumnezeu să fie în iulie, nu? Eu sunt de acord să fie ele și în august. Și în septembrie n-ar fi, mă rog, dar până în septembrie, luna septembrie ar fi să fie ultima lună în care pot fi alegeri anticipate. Dar cu o mână atâta timp, Parlamentul ăsta o să rămână să o facă de cap. El trebuie dizolvat urgent, mâine, dacă e de voie, Curtea Constituțională. Eu sunt de acord. Eu consider că Maia Sandu putea dizolva acest Parlament mult mai devreme, mai înainte. Ei, nu s-a reușit, dar eu cred că el până în, la sfârșitul lunii astea, auzi? Iată, mâine, dacă Curtea Constituțională declară că starea de urgență a fost ilegal constituită, deci Maia Sandu în aceeași zi, sau cum se pronunță Curtea Constituțională și apare decizie, poate monitor oficial, nu știu, dar deciziile Curții Constituționale de obicei ei anunță că sunt între în vigoare din momentul pronunțării, Maia Sandu poate să, de exemplu, se pronunță Curtea la 12 sau la 13 ora mâine și Maia Sandu la ora 14 poate emite decretul. Dacă nu, chiar mâine, poi mâine le emite. Și deci atunci, de acum dumneavoastră va hotărâi când va fi stabilit, peste 2 luni sau peste 3 luni. Are dreptul, deci, stabilească din ziua emiterii decret când vor fi alegerile, peste 2 sau 3 luni. Maxim peste 3 luni pot fi alegerile. Și eu cred că va fi alegerile, poate vom participa și noi cu tine. Dacă eu sper să mă întorc până în timpul apropiat în Republica Moldova. La concursul aici pentru ombudsman nu mai reușim. Problema constă în ce că eu nu știu ce ombudsmanul acela care e rolul lui după legislația Republicii Moldova, eu n-am înțeles nimic, n-am văzut nicio acțiune a ombudsmanului cât de cât importantă. De exemplu, în pușcările din Republica Moldova stau cel puțin 50% de persoane care stau acolo absolut neîntemeiat, ilegal, și ombudsmanul s-ar fi putut ocupa. Printre altele s-ar putea ocupa de această problemă și Maia Sandu, deoarece ea are dreptul de la grațiere a persoanelor care stau la pușcărie și în baza acestui împuternicire ea putea deci face multe pentru cel puțin pentru femeile care stau ilegal. Păi anul ăsta se împlinesc 30 de ani de la proclamarea independenței, e posibil să emită și decret de grațiere și decret de amnistiere, multe minuni poate nu, să facă Maia și Parlamentul. Nu, poate decreta amnistierea, asta o poate face Parlamentul și eu, dacă Parlamentul va fi dizolvat, nu va putea, dar primul Parlamentul care va veni nou ales, poate imediat una din cele primele acțiuni poate să emită o amnistiere, să aprobe o amnistiere destul de importantă. Când dacă alegerile sunt în iulie, Parlamentul se poate întruni până pe 27 august și printre primele proiecte de legi să fie amnistiere. Da. Amnistierea, deci mai ales a doamnelor care stau la pușcărie absolut ilegal. Asta eu, deci cred că ar trebui să Parlamentul viitor să fac o comisie care să examineze toate dosarele din ultimii ani, după anul 2010 cel puțin, sau tuturor celor care se află în pușcările din Republica Moldova și să hotărască cine acolo a stat ilegal și cine nu. Asta atrăgând și procurorii. Dacă procurorul general singur nu încearcă să facă ceva, având toate drepturile să adreseze cu cererile respective în instanțe de judecată la Curtea Supremă de Justiție, să revadă toate sentințele ilegal
emise de instanțele judecate din Republica Moldova la propunerea procurorului. Deci dacă procurorul se dezice din vinuieli care au fost adus chiar și într-un dosar care a fost de acum judecat și au fost emise sentințe irrevocabile, procuratura își poate schimba oricând poziția în oricare dosar. Și eu, dacă aș fi fost în funcție de procuror de general, de mult aș început această activitate și de mult aș fi stabilit care procuror au fabricat cele mai multe dosare aflându-se în funcția respectivă. Dar, mă rog, asta este o problemă destul de complicată, destul de grea și urmează, cred, că cineva se ocupe de aceasta pe viitor. Eu ce vreau să spun, iată, noi am atras bine atenție, am atins problema avierilor miele, da? Iată, alaltă ieri am răsfăit niște documente mai vechi ale miele pregătite să mă întorc în Republica Moldova și am dat despre un document aici. Acesta e, iată, e galben, are, acesta e statutul unui cooperativ, cooperativul juridic care eu l-am înființat încă în anul 1988. Dar în ce sens cooperativă juridică? Nu îmi dau seama. Deci, cooperativă juridică, acea a fost o activitate permisă de legislația respectivă în perioada respectivă. Deci, în timp, o formă de asociere a câtorva juriști? Eu l-a fost înregistrat în 1988. Atunci încă exista Uniunea Sovietică. Uh-huh. Deci, iată, prima lege care a legalizat activitățile private în Uniunea Sovietică a fost legea privind arenda întreprinderilor de stat. În 1986, cum a venit Gorbaciov la putere? Iar în 1987, da. Sau în 1887. Iar și a doua lege a fost legea despre cooperație. În Uniunea Sovietică, adoptată în 1988, și iată eu în august 1988, împreună, da, toată catedra de drept civil a Universității de Stat am înființat acest cooperativ. A fost înființat la inițiativa mea și eu am fost ales președintele acestui cooperativ. Iată aici e scris, președintele cooperativă I.A. Rotari. Eu, deci, atunci eram, iată aici este scris tot în limba rusă acest statut, iată a fost înregistrat, ștampila la Comitetul Executiv Raional Buicani, Raion Buicani era acționarul, iată aici membri, 6 membri, iată este scris, noi 6 membri, membri Catedrii de Drept Civil la Universității de Stat, am finanțat acest cooperativ. Și eu, în perioada respectivă, câțiva ani de zile am făcut ceva bani activând în acest cooperativ. Acordând consultații juridice cetățenilor. La noi era rând. Noi stăteam în casa unde este ministerul ecologiei pe strada Pușkin. Pușkin, pare-mi se 22 acolo. Aici nu este indicat, dar undeva este indicat și adresa cooperativului. Și acum clădirea aceasta este o clădire, deci acolo se află acum, nu mai țin minte. Deci, iată, am înființat acest cooperativ. Lucram în acel timp și la instituțiile statului și în, iată, aceste instituții private. După acest cooperativ eu am înființat câteva firme private și iată în perioada aceea 1988-1994, adică timp de 6 ani de zile, eu am făcut ceva avere. Adică am făcut bani pentru aveam în cooperativa aceasta și mașină, însă și o sumă destul de frumoșică la contul bancar. Însă, membrii cooperativului m-au trădat și după ce am ales, în locul meu a fost ales alt președinte, președintele respectiv a început să lucreze în favoarea sa, l-am destituit, membrii cooperativului l-au destituit, însă el a început să scrie pe la procuratură, pe la poliție, unde nu a scris, și până la urmă noi am fost nevoiți să ne dezicem de această formă de activitate. Și fiecare s-a început să-și caute de treabă.
În această perioadă, din 1990 până în 1994, eu am activat destul de activ în sfera instituțiilor publice, ca am publicat diferite articole în presă despre situația de atunci. Iată, am aici un articol care, iată, original, Paralici Vlasti, este cum a fost articluit Constituția Republicii Moldova în anii ce. Eu am fost unul din membrii primii comisii, primul grup care a început elaborarea Constituției Republicii Moldova. Am făcut proiectul meu propriu de Constituție împreună cu doi colegi. Comisia Constituțională a acceptat acest proiect care a fost discutat, pus în discuție alături cu alte trei proiecte. Și iată, am fost unul din cei care au elaborat legislația privind privatizarea în Republica Moldova, legislația economică, legea privind societățile pe acțiuni, prima lege, și în baza acestei legi am creat ca șef, am participat la crearea unui proiect sau un act normativ despre procedurile de reorganizare întreprinderilor de stat în societăți pe acțiuni. Am încercat să aducem în realizare practică legii privind privatizarea în Republica Moldova, însă guvernul și atunci care activa în frunte cu domnul mai mulți prim-ministri, deci, dar cel mai activ a fost fostul prim-ministru Muravski, care pare mi s-a decedat, acum nu mai este în viață, Dumnezeu să-l ierte. Și, deci, nu cred, n-am auzit să moară Muravski. Nu, înseamnă că dacă, poate eu ceva greșesc, dar mi s-a spus că dumnealui a decedat. Eu nu sunt, n-am intrat în... Dumnealui, eu știu că... Deci, da, eu, da, în aprilie anul trecut scrie o știre. Dumnealui a fost în echipa lui Maia Sandu, l-am văzut împreună cu Maia Sandu mai multe acțiuni ale partidului care atunci se înființa, era pe parcurs de înființare, nu știu, a fost... N-am urmărit eu atent despre, dar știu că domnul Muravski a fost unul din partașii activi ai privatizării contrabani, care a pus piedici importante privatizării contrabonuri, și în 1994, când au venit agrarienii la putere, deci s-a dat drumul la privatizarea contrabonurilor patrimoniale, însă nu după proiectul cel care, după legile care existau atunci. Ei au agrarienii au modificat din rădăcină legislația pe care am elaborat-o. A elaborat-o mare parte, liderul era fostul șef al Departamentului de Privatizare, Visarion Ceșuiev, care decedat și el. Problema aceasta este o problemă foarte interesantă, deci care este actuală și în prezent, cum s-a derulat procedura privatizării Republica Moldova. Eu cândva am spus la prima dată, discutăm cu tine, că eu l-am cunoscut bine pe fostul prim-ministru al României, Stolojan, care a fost unul din participanții activi la privatizare în Republica Moldova, și privatizarea aceasta în Republica Moldova a adus ceea ce a adus, iar unele, deci, proiecte de privatizare care au fost efectuate în Republica Moldova au fost implementate ulterior în România, mai ales privatizarea în agricultură. În România s-a făcut unul la unul cum s-a făcut în Republica Moldova. Și în rezultat, și Moldova și România are situația în agricultură care o are în prezent. În principiu, un mare dezastru, care nici de cum nu poate fi reparat, până a fost și până când... Nu știu ce fel de dezastru, dar statisticile spun că avem producție agricolă acum mai mare decât pe timpul lui Ceaușescu și n-ar trebui să plângem. Hai, spune, eu am fost... Și agricolă și industrială nu se compară PIB-ul de acum al României. Auzi, și de ce România importă 70% din produsele agricole care sunt necesare populației? 70%. Pentru că acum consumă mult mai mult. Atunci țineau foame strașnic. Atunci beau numai cafea de năut sau de nu știu ce. Acum beau
cafele, 20 de feluri de cafea în fiecare magazin. Cafea poate să bie, deci mă rog, poți și ceai înainte să bea, deci gruzii. Eu, atunci banane găseau numai la sărbători, ca și în Uniunea Sovietică, acum găsești banane în orice magazin, la orice preț. Și vrei să le producă la Mangalia, unde se crească bananele? La Botoșani? Iată, eu am cumpărat poamă din Panama, miere din, nu știu unde, Venezuela, naiba. Poamă din Moldova importă. Da, de ce? Da, foarte puțină, deci. De aceea, nu știu de ce, deci în Moldova nu se importă. Asta e o poveste, deci agricultura Republicii Moldova produce de câteva ori mai puțin decât o produs în timpul Uniunii Sovietice, ca și agricultura României. Și numai asta e propaganda, deci, a actualilor guvernanți. Cum pot ei să recunoască că acum, deci, țara respectivă produce mult mai puțin decât în timpul lui Ceaușescu. Hai să luăm, da, producția industrială. Dar unde sunt mașinile Aru care se exportau în jumătate din țările a lumii a treia și așa mai departe? Uzina aceea avea atâtea venituri. Asta e o problemă aparte, deci care nu iubesc, autoritățile actuale nu iubesc să discute despre aceasta, deci iată, acum se discută tot timpul despre COVID. Dar nimic nu se discută despre starea agriculturii actuale, de exemplu, în România și în Republica Moldova. Dacă o să mai fie vosește vă 2 ani, cum au fost ultimii 2 ani precedent, eu o să văd cum o să sunt aceste două țări. Dar, mă rog, cât se produce, de exemplu, foarte mult în Polonia, în alte țări europene, deci cât de cât populația se asigură cu hrană, mai ales a Bucureștiului și așa mai departe, necătând prețurile sunt foarte înalte. Deci. Și în comparație cu veniturile populației. Deci și creditele în Republica Moldova sunt mult mai scumpe și în București. Și aici, în România, sunt foarte scumpe și la mai departe. Dar asta e o problemă aparte. Eu am vrut să... Da. Privatizarea și cu agricultura, da, care eu, era tare. Eu am trăit... Eu am vrut să vorbesc astăzi mai mult despre soarta mea. Eu am trăit până în 1990, fiind născut în 1954, până în 1990 am trăit așa în socialism. Socialismul dezvoltat, cum se numea atunci, nu știu cât dezvoltat a fost, dar cum a fost, așa a fost. Asta 30 de ani în urmă. Iată, 30 de ani de zile trăiesc în așa numitul capitalism. Unii îl numesc sălbatic, altul îl numesc capitalism democratic și așa mai departe. Eu am trăit o viață, iată, spun, necătând că, dar de la naștere, eu am luptat pentru o viață mai, pentru viață, în primul rând. Părinților mei s-a spus că dacă eu ajung la vârsta de 2 ani, voi avea necesitate de o intervenție chirurgicală care îmi va continua viața. Dacă nu voi ajunge până 2 ani, înseamnă că nu voi ajunge. Am trăit, părinții au avut grijă ca eu să ajung la viața mea, să ajung la vârsta de 2 ani, poate nu chiar 2 aveam. Am fost operat, iată, medicii de la Spitalul Republican atunci, că erau medici foarte tineri, au folosit o metodă de intervenție chirurgicală în domeniul respectiv foarte progresivă pe atunci. Medicul care m-a operat pe mine, Goligorski, David Goligorski, deci a ajuns șef catedrei până la urmă de urologie la Chișinău, pe urmă deci a fost șef catedrei de urologie la Kiev, una din a doua sau a treia instituție medicală condusă în Ucraina, din cele mai importante din Uniunea Sovietică. Iată, eu m-am lecuit în primii ani de viață la Chișinău, eu m-am dus după Goligorski la Kiev. Când am atins vârsta majoratului, deoarece eu am rămas fără tată la 13 ani împreună cu alți doi frați și o soră, am trăit în mare parte datorită pensiei pentru întreținător, ca fiind întreținut de tatăl nostru, de 50 de lei, de 50 de ruble și de 50 de lotul nostru de pământ de pe lângă casă. Tot timpul până la vârsta după ce am plecat de la mama, am devenit
elev la colegiul de construcții, am ținut și vacă și oi și puței și tot. Aveam gospodărie care eu lucram alături de mama mea și de ceilalți frați și am scos-o la capăt. În 1969 am terminat 8 clase, am terminat eminent, unul din cei 3 eminenți care au terminat școala în statul natal și am ajuns la tehnicul, la colegiul, se numea tehnicul atunci de construcție din Chișinău și din anul 3 acestui colegiu am înțeles că nu am nimerit în acea colegiu în domeniul respectiv. Nu voi putea activa cât de cât normal. Și m-am început să mă pregătesc din anul 3 pentru facultate de drept. Până la urmă am ajuns la, după 2 ani am activat la un institut de proiectare din Chișinău, unde s-a aflat Centrul Național Anticorupție. Eu cunosc tare bine clădirea aceea, deoarece 2 ani jumătate am activat acolo și am devenit student la facultate de drept. Am învățat 2 ani la Chișinău și după ce iarăși s-a activizat sănătatea mea, am ajuns la Kiev, de la Kiev, deci am fost nevoit să ajung la Moscova. Iată, deci eu m-am lecuit și la Chișinău, și la Kiev, și la Moscova. După ce s-a destrămat atunci Uniunea Sovietică, am ajuns în 2000, de exemplu, la Fundieni, în România, în București. Și după România, în 2010, după 10 ani de zile, am fost nevoit să ajung la Frankfurt. Și până am ajuns la Frankfurt, la Universitatea Goethe, mai n-am murit în avion, am ajuns în hotel și deci mă terminam, până la urmă au chemat nemții salvarea, deci m-au adus într-o situație ca să ajung la spitalul Goethe și am ajuns la spitalul Goethe, de acolo deci am ieșit cât de cât picioarele mele, după 2 intervenții chirurgicale, una în septembrie 2010, iar alta la 8 martie 2011. M-au depistat cu cancer, am făcut și chimioterapie. Iată, deci tot asta, deci luptând totodată și cu dosarele penale care mi-au făcut ei. Deoarece eu, iată, închipuiesc, în 2005, Voronin, la comandă lui Voronin, mi-a fost intentat primul dosar penal. Și iată, din 2005 până în 2010, am făcut și cancer. Deci... cancerul, deci, m-a adus în Frankfurt și în Frankfurt, deci, am scăpat, deoarece m-am dus destul de repede. Și iată, deci, de ce vreau să povestesc toate acestea? Deci, iată, toată viața m-am lecuit, totodată am învățat, am muncit și, iată, ajungând la Gemini, astăzi, desigur, cam apucăiesc, m-am implicat în afacerea asta cu Gemini, ca să apăr interesele acționarilor la Gemini, în 2001 am acceptat, la sfârșitul anului. Și iată, am nimerit într-o belea, în care, în principiu, poate putem să ies, dar, până la urmă, deci, cum se spune, tendința pentru a lupta pentru dreptate și cât de cât dorința de a mă opune nelegiuirilor care, deci, eu iată, din 2005, mi s-a intentat dosar penal. Eu nici nu, în principiu, în mai 2005 mi-au închis toate conturile, înțelegi? Și la Gemini au închis, și la cabinetul avocatului meu, fără niciun dosar penal. Dosarul penal a fost intentat cumva la 20 iulie 2005. Iată, din mai, iunie, iulie și iată, la 20 iulie mi-au intentat dosarul penal în baza documentelor care deci ei le dețineam. Le dețineau ei, nu știu, mi-au ridicat toate documentele și până astăzi nu am unele dosare care eu le păstram privind activitatea mea de până anii 97-98, până în 2005. Și iată, deci dosarul celor din 2005 și astăzi, iată, am pregătit numai ce o cerere de o plângere, nu știu, o să văd cum o să o numesc, am făcut-o pentru mai multe cazuri,
deoarece dosarul acesta este în anchetă și astăzi. Toate că agentul Guvernul Republicii Moldova a scris la CEDU că dosarul acesta este clasat. Când au înțeles ei în 2010, deci la începutul anului 2010, eu am făcut o conferință de presă la, așa, la îndemnul lui domnului Filat și oamenii apropiaților lui despre rolul lui Voronin Pohotniuc în acapararea averilor Săgeni și altor întreprinderi. Și atât ei mi-au, iarăși mi-au, cu dosarul din 2005, el până în 2010, lor nu le-a trebuit, că ei au găsit altă metodă de a ne înlătura ușor de la Gemin, au făcut alt registru, au impus Colempo și doamna Natalia Plugare, era atunci, au luat o decizie, au schimbat registrul acționarilor conform deciziei. Deci, iată, judecata a aprobat un nou registru al acționarilor, care este și astăzi el este acest registru la Săgemin, pentru care acolo sunt câțiva oameni care de mult au decedat în acest registru. Ei și astăzi sunt în acest registru. Să închipui. Deci, iată, procurorii din Republica Moldova, care eu de mult înscriu, iată, eu de mult de acum înscriu și domnului nou procuror general Stoianoglu, că domnul, verificat ce se face la Gemeni. Iată, eu le-am scris, băi, cum poate, este o persoană, eu le-am trimis și document, eu am făcut cândva interpelări la asta, starea civilă, deci îmi răspund dacă omul este în viață sau nu este în viață. Starea civilă mi-a răspuns. Că domnul Cutare, domnul Daniel Catanoia, a murit încă în 2004 și eu acest document eu l-am primit nu știu când, în 2009, în 2010 și el, acest Catanoia și astăzi este acționar al SAGEM. Înțeleg? Și eu cred că sunt mai mulți de ăștia. Cum așa ceva? Deci, iată, eu sunt un om destul de cooperabil, deci de... Întotdeauna am mers la compromisuri, dar asemenea compromisuri nu poți face oamenilor. Când îți vin în fiecare dimineață, de exemplu, în ziua de bobotează, vin la ora 6 dimineața și îți spun că iată, noi am venit la percheziție. Dar ce vreți de la percheziție? Dar ce nu m-ați întrebat ce vreți mai înainte? Că eu pot să vă dau ce doriți voi. Iată, când vin după conferința de presă, din 12 ianuarie 2010, peste o zi au venit la mine acasă. M-au luat, au zis, hai, merge la închisoare. Centrul Național Anticorupție. M-au dus acolo, m-au ținut jumătate de zi. Când au înțeles că băi, cam, e șubrid, e foarte șubrid. No? Ieșim la Poroșencu și la Voronin, dar din treabă nouă asta, nu știu, i-au lămurit la Voronin, nu i-au lămurit. Însă ei, și repede, cred că aveau mare interes atunci să mă închidă, să mă rețină, să mă bage la pușcărie în 2010, în ianuarie. Și au mai venit și pe data de o săptămână. Pe data nouă, iată, pe bobotează. Făcându-mi de acum alt dosar, spunându-mi că eu nu am, nu, ei nu au venit la mine în baza dosarului din 2005. Dar au venit în baza dosarului intentat de ei în 2009, la 11 septembrie. Și eu zic, dar dați-mi un document ceva, că voi ați intentat în septembrie 2009 un alt dosar. Și ei mi-au dat o ordonanță care era aprobată de un procuror anticorupție, Boris Poiată, țin-o minte. Dar cine a emis, adică semnăturile, erau numele celor care au emis ordonanța, anchetatorilor de la CCIC. Dar semnăturile nu erau, auzi? Dar semnătura lui Boris Poiat, că el a aprobat ordonanța asta, era în hârtie cei care mi-au prezentat-o, Poliția Buicani. Și eu am înțeles că Poliția Buicani, persoana care mi-a adus acest document, el n-a înțeles care e problema. Eu am zis, dar cum domnul Boris Poiat a aprobat un document care nu este semnat de persoanele respective? Dar polițistul cel care a venit la mine la percheziție a zis, cum nu-i semnat, că ea că este familia și numele, înțeleg? Dar semnăturile, nici ștampilă, nici semnătura persoană care cei ce nu putea să fie, nu poate să existe asemenea document. Documentul era absolut nul. Și eu am luat copia aceea și o am și astăzi. Ulterior, în dosar, de acum la judecat, nu știu unde a apărut un document semnat. Și pe urmă el a dispărut. Eu, știi, iată, nebunesc când aud asemenea situații, deci
Și niciodată n-am putut să mă împac cu asemenea situație. Iată când am auzit că domnul Lupașcu, deci, a consimțit să devină membru Curții Constituționale în locul Domnica Manole, eu m-am nu știu, mi-am făcut și eu cruce în gând. Deoarece, iată, foarte mulți, iată, sunt, eu totuși cred că o să fac o conferință de presă când o să vin în Moldova și o să numesc toți avocații care au fost în proces împotriva mea. Este ceva foarte neplăcut. Ei, de obicei, iată, doi din ei mi-au declarat, dar ce ai cu mine, știi? Eu îmi fac, eu câștig pentru întreținerea familiilor niște bani. Păi, dar zic, și eu am nevoie să-mi întrețin familia. Și zic, dar eu nu îmi pot permite ca eu să vin într-un proces împotriva unui coleg de-al meu de breaslă. Eu nu îmi pot închipui așa ceva, numai dacă să lapă. Dar să vin împotriva intereselor unui avocat într-un proces, să spun, iată, vreau să spun că vreau să subliniez că am aflat zilele acestea că a decedat domnul Anatol Donciu, că având funcția de avocat înainte de deces. Fost procuror. Și eu cu această ocazie îi spun Dumnezeu să-l ierte. Dar domnul Anatol Donciu, împreună cu una din colegiile lui, a făcut foarte mult rău mie, în primul rând, și colegilor mei, care am fost învinuiți absolut ilegal în dosarul ăsta, care ne-a Curtea Supremă acum a anulat decizia Curții de Apel și dosarul a trimis dosarul la rejudicare. Și eu cândva le-am spus și domnului Donciu și și procurorul care a anchetat acest dosar, băi, în dosarul ăsta am spus zis că este vorba de interesul principal este împotriva mea. A domnului Plohoniuc eu înțeleg. Dar de ce voi băgați în acest dosar, cereți deci, băgarea la pușcărie pe un termen lung a colegilor mei care n-au nicio vină? Și astăzi, deci, sunt, iată, Curtea Supremă a anulat decizia, dar procurorii au cerut, judecătorii necătând la toate aberațiile care au scris în registru, tot și-au achitat două persoane care, într-adevăr, nu aveau nici clin, nici mâini cu învinuirile aduse lor și mie și așa mai departe. Dar procurorii au cerut, iată, după Curtea de Apel, condamnarea și acestor persoane. Și atât eu o să-l întreb, eu am pregătit de acum o adresare către domnul Stoianovu, în care cer să dezică de învinuirile aduse în acest dosar și să pedețească procurorii care au scris aberații împotriva noastră. O să vedem ce o să fie, dar iată, revenind și despre averile mele, eu astăzi nu am nicio avere pe mine, deci imobile, deci bani. Iată, eu aici în România nu am conturi bancare, absolut am avut cândva, dar mi-am lichidat toate, deci banii care am eu îi păstrez în locuri ascunse. Eu am avut câștiguri destul de importante în anii începând din 88 până în 90, în 91, pe urmă, deci după ce m-am lăsat de activitățile în sistemul public din 92, pentru că în 92 pare mi s-a apărut decretul președintelui cum nu poți lucra și la stat și la privat, era așa o situație și eu am folosit-o destul de activ această situație. Și de atunci eu mi-am procurat primul apartament, de atunci am adunat niște bani și mi-am permis împreună cu fratele meu, noi am activat, el a lăsat activitatea în procuratură, el a plecat la procuratura Buicani, că acolo a venit un procuror absolut aberant și aiure, deci nu vreau să-i numesc numele, și acela cred că a decedat de mult. A fost nevoit să plece din organe, fratele meu a lucrat în poliție, în procuratură. Eu am lucrat și în procuratură ca anchetător, foarte puțin, și am fost și judecător.
în una din instanțe de judecat din Republica Moldova, dar repede am lăsat aceste funcții, deoarece am înțeles că eu nu voi putea activa în aceste structuri și nu-mi pare rău că eu am lăsat aceste activități. N-am vrut să fiu partaj, cum n-am vrut și în domeniul privatizării, de exemplu, mie mi s-a propus cândva de o bancă, cea mai importantă bancă din Republica Moldova, să creeze un fond de investiții, cei care au lucrat cu bonuri. Eu am refuzat. Eu am zis atunci, am declarat conducerii băncii că eu nu vreau ca oamenii să pătimească, deoarece știam, deci în principiu înțelegeam că cu bonurile acestea deci, se va termina destul de rău situația oamenilor, deci economia, industria Republicii Moldova va fi distrusă. Am înțeles asta prin anii, deci, cred că prin 1997, poate chiar mai puțin mai devreme, deoarece aceste proiecte au fost de mult ticluite în afara Republicii Moldova. Și cu concursul polițienilor de atunci, așa și s-a întâmplat. Toate, și uzina de televizoare, și uzina de frigideri, și uzina Signal, și uzina Mezon, și toate au fost distruse. Intenționat și cu foarte dură fermitate. Eu, de exemplu, cunosc cândva cei din străinătate, firmele au propus ca lor să le fie vândut statul, să le vândă 51% din acțiunile la uzina de frigideri, 51%. Ai dispărut. Termină bateria, cred că. De ce toți străinii, diferite firme străine, eu până în iată, luna iulie 1994 am deținut funcția de șef al Direcției Juridice a Departamentului de Privatizare. Și atât în perioada aceasta, începând după 90, s-au adresat mai multe firme străine ca să statul deținea după privatizare. Privatizarea s-a terminat după ce eu s-a început, în principiu, după ce eu am plecat de la ministerul ăsta a privatizării, eu n-am vrut să fiu partaj la privatizarea cei care au făcut-o ei. Însă, iată, prin 1996-97, de cum privatizarea principalelor întreprinderi din Republica Moldova s-a terminat. Și cele mai mari uzine care existau în Republica Moldova au rămas în mare parte cu 80% undeva în proprietatea statului. Și atunci se adresau, până la 2000, s-au adresat foarte mulți agenți economici ca să, din străinătate, să procure 51% din acțiunile acestor întreprinderi, deoarece undeva 20% le aparțineau colectivilor de muncă acestor întreprinderi, iar 80% statul. Și atunci ăștia din străinătate spuneau că dați-ne de la stat, lasă rămâie și statul cu acțiuni și colectivul, și dar dați-ne noi să avem 51% din proprietatea acestei întreprinderi și noi suntem gata să producem televizoarele noastre și televizoarele voastre. Adică să vă organizeze producerea după profilul întreprinderii respective. Inclusiv așa a fost situația și la fabrica de frigideri cu asta. Ghiocelul, dacă ți-ai minte, deci era congelatorul și la multe alte întreprinderi. Și guvernul nostru refuza total, totdeauna. Deci, până la, după cam prin anul 2000, am înțeles că există un scop ca aceste întreprinderi să nu mai funcționeze. Și așa și s-a întâmplat. Până în 2005, toate întreprinderile din Republică, inclusiv uzina de televizoare, uzina de frigidere, uzina de frigidere a fost devastată până la ultimul șurub. Uzina de televizoare tot așa, deci, în principiu. A rămas acolo o firmuliță, nu știu cui, din șefi. Toate, iată, încăpierile acestor uzine au fost vândute pe bucăți. Iată, uzina, și iată, dosarul penal al doilea al meu care mi-a fost intentat, a fost din cauza
niște a unor litigii dintre câțiva foști șefi de la uzina televizoare, care dețineau undeva vreo 3.000 de metri pătrați de încăpieri la uzina de televizoare, inclusiv cantina de la uzina de televizoare era acum să află un restaurant sau mai multe acolo. Deci, și iată, unul din deținătorii acestor proprietăți, până la urmă, a scris o plângere împotriva mea, necătând că noi vreo jumătate de an la cerința, la rugămintea, să spun așa, conducerii Partidului Democrat, noi trebuia să l-am ajutat foarte mult pe acest om. Și el, până la urmă, tot de, cred că fiind rugat de conducerea Partidului Democrat și nu numai de conducerea Partidului, dar și de anchetătorii de la CCC cu care el avea probleme esențiale și până astăzi eu cred că le are, dacă ridicăm dosarele cele pe care le-a protejat, iată, decedatul avocat Donciu. Iată, cam așa s-a derulat activitățile economice din Republica Moldova, inclusiv împotriva mea. Deci, pe tangențial, având legătură cu... Eu, de exemplu, astăzi, de ce posibil mă mai mențin, că eu, pe mine, mă cunosc foarte multe persoane din Chișinău. Eu am fost cândva conducătorul unei organizații de partid Buicani a Partidului Democrat. Eu în 2 luni de zile am făcut o organizație foarte viabilă, care avea peste 200 de membri activi, necătând că la început 3 membri, mi s-a spus că organizația are vreo 200 și ceva de membri, însă până la urmă noi am depistat numai 3. În timp de 2 luni noi am restabilit organizația și am activat destul de până când în Partidul Democrat a venit domnul Plohotniuc. Și eu, iată, astăzi, dacă, de exemplu, îmi pun sarcina ca să... Eu cândva am avut, nu știu, am subapreciat problema creierii unui partidului meu, să-mi creez partidul, cu toate că aveam posibilități, nu știu, deci eu mă feream de activitatea politică, îmi plăcea foarte mult activitatea de expert, de consultant și de avocat, dar iată, astăzi, deci eu, nu, în Chișinău, eu pot organiza, deci... o organizație destul de combativă și destul de numeroasă într-o lună, două, deci. Și o să anunț în timp apropiat că sunt membru unui partid și care îmi voi depune toate eforturile pentru a ajuta ca partidul ăsta să devină partid parlamentar. Partide avem o grămadă, vreo 60 și ceva deja. Da, da, da. Nu, deci, nu e o problemă să cumpere. Cum? Este o problemă să cumpere. Partidele astea au fost create așa aiurea. Eu nu vreau să creez un partid nou astăzi. Deci eu tot timpul am timp să mă lipesc la un partid. Eu am lucrat și cu domnul Nantoi, și cu domnul Diacov, și cu domnul Filat. Cu părere de rău, niciunul din ei nu și-au creat, nu au creat echipele lor de oameni ca personalități și deci iată foarte puțini astăzi. Păi Nantoi nu era pe fondatorii Partidului Social Democrat imediat după perestroică? El a fondat partidul, da, eu am fost unul din, eu eram președinte comisiei de revizie în acest partid, eu am fost și eu unul din cei primii care a fost membru acestui partid, dar cu părere de rău, domnul Nantoi n-a avut capacitate să aduni în jurul său o echipă de oameni care se margă, iată, până în prezent. Eu am făcut foarte multe eforturi ca să lucrez împreună cu Nantoi, însă el tot timpul a fost un individualist, nu înțeleg de ce, n-a avut capacitate, eu consider, și nimeni din conducătorii de partid din Republica Moldova n-au avut capacitate de a-și crea o echipă. O echipă de specialiști, o echipă de experți, o echipă de consultanți. Dar ca să asculți, înțelegi, ca să poți fi, să te folosești de cunoștințele mai multor persoane. Toți au fost niște oameni care au zis că eu așa vreau și gata. Cum și Plohotniuc, cât el a fost de așa curajos, spunem, cât a fost de obraznic, cât a fost de încrezător și îndrăjit, el până la urmă a pierdut. Eu, dacă să vorbesc, eu i-am scris cândva o scrisoare lui Plohotniuc. Și el, am trimis-o prin poștă la adresa lui din strada Bulgară, știi? Peste 2-3 luni am primit-o înapoi, cu plicul, știi, parcă roz de șoareci. Nu înțeleg, cineva a vrut să scoată ceva din...
Am primit-o înapoi la adresa acasă, pe urmă am trimis-o, am încercat să o trimit prin fost prim-ministru ăsta, care a fost director la fabrica de bucurie, cu Filip. Tarlev. Nu, prin Filip. Tarlev e poveste aparte pentru mine, este, eu știu despre domnul Tarlev și el știe despre mine, ne cunoaștem foarte bine, dar am trimis-o prin Filip. Filip nici n-a avut, nici nu mi-a transmis nici bună ziua. După aceea am trimis-o prin Candu. Eu îl cunosc bine pe tata lui Candu, l-am chemat și am zis, vei, domnul Candu, uite, am niște hârtii, trebuie să ajungă la domnul Plohotniuc. El a zis că da, să ne gândim, îi spun, fior mi-a așa să vedem. Iată, prima dată eu spun despre asta. Și după vreo două săptămâni, eu văd că taci, îl prind, că știam cam pe unde circulă prin oraș, îl întâlnesc aproape întâmplător, știi, dar nu chiar întâmplător, și îl întreb, zic, domnul Ilie, că și el e Ilie, zic, ce cu acolo să aude? Bă, eu zic, fiorul meu nu poate să-i prezinte așa documentul, așa documentul lui Plohotniuc. Și adică, nu știu ce să-i facă omul. Eu ce am vrut să-i spun? Eu i-am spus că, băi, ai ajuns conducătorul țării, oprește-te, deamnă, mai schimbă echipa, mai schimbă, de altfel activează. Și poate să ajungi la deci bătrânință în fruntea acestui stat. Nu, oamenii nu sunt stare să... Iată numai Voronin și Plohotniuc au avut echipe, însă și-au format echipe pentru a se îmbogăți, nu pentru a asigura bunăstarea țării și pe urmă a se îmbogăți, să zicem, datorită acestei bunăstări. Nu e 10% din venitul țării, dar fă un venit, știi, ca să trăiască fiecare în țara asta cât de cât normal. Nu. Să fure cât mai mult, buzunarul personal e principal, iar restul cum a dat Dumnezeu. Iată, Dumnezeu le dă. Iată, eu poate peste vreo două zile eu o să mai vorbesc despre unele situații anume împreună cu tine. Deci o să spun ceva care n-am spus până acum. Dar iată, până la urmă, eu cândva le-am spus procurorilor și i-am zis că lui domnul Poroșencu, de exemplu, băi, faceți un dosar penal clasic și trimiteți, bun, nu băgați la pușcărie, nu, trimiteți el lui în copii sau dați și pe original veți primi acolo 100 de milioane. Nu, și vă trebuie să ne persecutați pe noi având probleme și așa mai departe. Ca să, iată, pe domnul Plohotniuc nu n-am înțeles ce s-a întâmplat, de ce a făcut el așa, ce a vrut el să dovedească cu orice preț. Nu înțeleg asemenea activități. De ce, iată, îi spun avocaților, îl întreb pe avocat, păi, dar ce tu așa activ, de unde, cum ai, dacă, de exemplu, te întreabă, iată cum avocatul lui Pașcu acum, dacă procuratura va fi în instanță, el poate stai la pușcărie, fără nicio problemă mare. Și eu întreb pe avocat, iată de unde ai luat procurile acestea, care tu vii în judecată. Deci, dar ce pe mine, cine să mă întreb pe mine? Eu n-am nicio răspundere, lasă răspundă cei care mi le-au adus, mi le-au dat. Dar eu zic, îl întreb, dar tu ești sigur că cei care ți le-au dat o să recunoască acest fapt, că ți le-au dat? Că ele era clar, pentru orice avocat trebuie să fie clar, când procura cât de cât este valabilă și bazată pe anumite circumstanțe juridice întemeiate, și când procura este absolut aberant, ticluită aiure. Și ei, băi, să-i spun, dar n-a să răspundă ce care mi-a dat-o. Dar unde să iei tu când cei de care ți-au dat-o prin Statele Unite, prin Cipru, prin Panama și așa mai departe? Iată, lor nu le-a venit a cred. Iată domnul Donciu, care deja da Dumnezeu să-l ierte, el când vreo câțiva ani în urmă mi-a spus că și tu gata, ești terminat, ori la pușcărie, ori pe lumea cealaltă și așa mai departe. Și a zis că, vezi, te-am zis că Dumnezeu va hotărâ care mai devreme să ajungă pe lumea cealaltă. Iată. Și lui domnul Plohotniuc și lui domnul Filat, cândva i-am spus că eu am avut destul de câteva întâlniri cu domnul Filat, când și aceste întâlniri, după ce el a avut întâlniri cu domnul Nantoi, care și noi am propus respectivii mecanisme de înlăturare a oponenților politici al lui Filat, cât de cât timp de 6 luni de zile domnul Filat putea să conducă fără nicio problemă țara și să ducă această țară spre prosperitate. El a ales altă cale.
Iată, eu aș vrea atunci să vin, dacă ajunge să vin la Chișinău, eu aș vrea să mă întâlnesc cu ochii în ochi cu domnul Filat. Dar nu cred că dumnealui o să dorească. Cum nu dorește nici domnul Iuri Roșca să întâlnească cu mine după un eveniment pe care le-am avut în relațiile reciproce. Și iată, eu încă o dată spun că am trăit și în capitalism și în socialism. Dar ce s-a întâmplat iată, în ultimul timp cu Republica Moldova, cu activitatea lui Dodon, partidului lui, este ceva ieșit din comun. Și, printre altele, și partidul lui domnul Năstase. Astăzi, des, terminăm, că am vorbit despre multe și așa, cam la întâmplare. Dar eu vreau să, poate, o să vedem dacă tu pleci, poate ne întâlnim mâine pe mâine. Să discutăm niște mai detaliat niște probleme despre activitatea în comun. Cum vrei, dacă vrei să discutăm public, continuăm așa, pe Skype, pe Messenger, dacă vrei discuții private, ne putem întâlni. Poate ne întâlnim așa pe 10-15 minute, până tu pleci și eu poate să vin și eu din urmă, să vedem. Poate poi mâine, săptămâna asta ne întâlnim, ce zici? Bine. Ne sunăm și ne întâlnim, da? Mâine te sun și vedem când, da. O seară bună. Noroc. Noroc.